Ne-am întors în direct, stimați telespectatori. Aveți imagini cutremurătoare, spun eu, fără doar și poate cutremurătoare. Șeful Direcției de Sănătate Zonale, ca să spun așa, din Pretoria, Johannesburg, zona aceea din Africa de Sud, inspectează șantierul celui mai mare cimitir de pe planetă. Se sapă deja, sunt imagini, uitați-vă, se sapă deja 1,5 milioane de gropi, adică 1,5 milioane de morminte. Sunt pregătite pentru cazul în care valul 2 de COVID, care în opinia lor va lovi cu certitudine sudul Africii, va face ravagii. Ei sunt convinși. Repet, este vorba de vizita pe șantierul celui mai mare cimitir de pe planetă. Să rămână Monica Pop. Bună ziua! Bună ziua, domnule doctor Imbri. Bună ziua. Nu vreau să panichez, nu alerg după audiență, n-am nevoie, sunt prea bătrân, nu mai vreau să demonstrez nimănui nimic în presă. Faptul că dau aceste imagini și această informație nu are caracter sau nu are ca țintă audiența postului sau a emisiunii mele. Vă întreb așa, domnul Imbri, vă întreb așa, doamna profesor Pop. Ăștia sunt duși cu capul în Johannesburg, Pretoria, când pregătește cel mai mare cimitir de pe planetă? Sau noi suntem departe de a înțelege ce se întâmplă cu planeta, cu pandemia și cu valul 2? Domnul... Niciuna din astea două. Niciuna. Cum vezi, Monica? Alo? Am pierdut legătura telefonică cu doamna Popa, ascultăm pe domnul Imbri. Acum se aude bine. Ia, da, Monica, continuă, da. Așa, deci să sperăm că nu va fi așa la Johannesburg și foarte bine că se pregătesc. Vreau să spun înainte de asta un lucru. Fiecare, și bineînțeles că tot ce se întâmplă are un iz politic foarte puternic, pentru că toți spun că de ce n-au fost echipamente la început și că ăsta este unul dintre motivele care a dus la... mă rog, la intensificarea numărului de pacienți. Dar ministrul dinainte și ministrul actual nu trebuiau să se ocupe ca toate echipamentele să existe, ne gândindu-ne la vreo panică și la vreo boală. Dar nu trebuie să existe niște echipamente care să fie permanent în caz că, dacă la cutremurul din 7-7 au fost și sunt atâtea zeci de ani de atunci, acum nu puteau fi, indiferent cine e ministru, nu contează. Deci nu dai vina tot pe altul și tu nu faci. Conducerea asta este de nu știu câte nu puteau să aibă echipamente. Bun, asta este un aspect. În al doilea rând... Da, în al doilea rând... Să întreb pe telefonul doamnei Pop până atunci, până își revine bateria sau până își revine semnalul. Acum se aude. Vreau să știu cine sunt cei 13 sau câte mii de pacienți testați sunt. Vreau să știu dacă ăștia sunt pacienții din izolare, dacă sunt pacienții din carantină, dacă sunt contactul ăla, pentru că nimeni nu știe nimic despre acest aspect. Domnul Imbri, dumneavoastră cred că știți mai bine decât mine și decât doamna profesor Pop. De unde, eu nu știu, chiar nu știu să răspund. De unde sunt luați cei 13.000 de români care au fost testați? Da, Monica, exact asta vreau să întreb. Ieri 13.000, azi 13.000 de români testați, că au dat ieri 555 de noi infectări, astăzi 617 noi infectări. Mă rog, cine sunt cei 13? E o întrebare legitimă, nu a doamnei profesor, a multora. Sigur, nu am capacitatea să răspund la această întrebare. Trebuie întrebați cei care sintetizează, să spunem, rezultatele. Rezultatele pornesc că, sigur, rezultatele vin din țară, din județe și fiecare când transmite un rezultat știe clar ce a testat. Asta este pot să fiu că sunt gazetar. Sunt indiscret și vă întreb direct. În ultimele 24 de ore, redutabila echipă de la Babeș, pe care o conduce Spitalul Babeș, câte noi cazuri de COVID a raportat? Păi, noi avem mai simplu, pentru că la noi vin deja cazurile pozitive, fiind un spital de linia întâi, la noi nu se mai internează suspecți, la noi se internează doar cazuri pozitive și ca atare avem internări noi, 22 de cazuri. Dar nu dumneavoastră i-ați raportat ca depistați? Nu. Depistarea o face DSP-ul, da? Am înțeles. Sigur că da. Deci... Dar mai am o întrebare. Emil, te rog eu frumos, dacă știi, să-mi răspunzi. Din moment ce testul durează minimum două zile, adică rezultatul testului durează minimum două zile, cum poți afirma, nu tu, bineînțeles, Doamne ferește, cum se poate afirma că în ultimele
24 de ore. Nu înțeleg. Deci ar trebui explicat mecanismul acestui număr, indiferent că numărul e de 15 sau de 500 sau de 700. Da. Oamenii trebuie să știe cum se fac astea. Da, da. Stai că aici pot să-ți răspund, Monica. Deci, fii atentă. Am avut aparate, înainte să înceapă acest dezastru, am avut aparate semi-automate, cum ar fi. Și se făceau 6 ore, era o aplicare manuală a fiecărui om care lucrează în laborator și apoi încă 3 ore și atunci sigur că dura cu totul un set de analize mic, câteva analize. Între timp au fost trimise și ne-au dotat ministerul, da, primăria, ne-au dotat cu aparatură performantă automată care are între 3 ore, dar rezultatele sunt în număr mic, nu stă un lot mare de rezultate, și 6 ore, unde dacă ai un aparat, la 6 ore da. Tu poți să ai 100 vreau și să ceva vă, de probe. Vreau să vă mai citesc o dată știrea, stimați telespectatori, o aude în premieră și domnul Imbri în emisiunea mea și doamna Pop. În Le Monde a apărut un articol de fond la capitolul internațional, România. În România, a fi protejat de COVID-19 înseamnă a fi anticonstituțional. Gazetarii de la Le Monde fac trimitere directă la decizia Curții Constituționale care a permis ca bolnavi simptomatici, nu cum se manipulează seminte în presă, asimptomatici, am cazuri concrete. Știu spitalul, știu pacientul, știu ziua în care a plecat. Se numește Institutul NASTA, dar nu-i dau numele pacientului. A plecat pe semnătură proprie în baza deciziei CCR și era simptomatic. Adică era pozitiv COVID cu simptomatologie evidentă. Febră, tuse, adică cum e mai rău? Asta nu e în regulă. Asta a sezat până și... În primul rând, n-ar trebui să ne impresioneze chiar deloc ce scrie nu știu cine despre noi, pentru că nu știu dacă e așa. În al doilea rând, eu te întreb un lucru. Dacă pacientul acela este așa cum spui, respectiv simptomatic și bineînțeles pozitiv dacă e simptomatic, el când vine de acasă nu trece printre lume și tot în această situație bineînțeles este, că trece, păi bineînțeles. Atunci nu poate meargă și acasă, să stea acasă, păi dacă poate are Monica limita? Să stea acasă, dar dacă el stă acasă e pe cuvântul lui. Adică eforturile... Dar de ce trebuie să credem că toți oamenii înșală și toți oamenii mint, că n-au niciun Monica, interes? Monica, cine vrea să-și îmbolnăvească familia? Monica, tu mă cunoști și știi că nu sunt nici avocatul diavolului și nici nu-mi permit a mă gândi a fi avocatul îngerilor. Dar te întreb așa, eforturile a sute și sute de medici, zeci de spitale, mii de asistenți, tu ești șef, ai fost an de zile șeful unui mare spital în țara asta. Băi, eforturile lor pot fi zădărnicite de un irresponsabil care este pozitiv, simptomatic, se duce la el în comună, scrie pe semnătură că stă în casă, se duce la primul birt sau la prima horă, ăia nu știu că au majoritatea patru... Uite, eu n-am văzut niciun caz din ăsta și nici nu cred că sunt, ci în orice caz, marea majoritate, sunt convinsă că nu fac așa. Eu am pacienți de la boschetari până la miniștri și la țigani și la orice și nu fac așa și chiar... Dar știu cazuri care stau acasă și mi-au dat telefon să mă întrebe dacă îl doare nu știu ce umărul, înseamnă că e de acolo sau nu știu ce sunt și... Adică nu trebuie să pornim de la premisa că toți oamenii sunt necinstiți și că sunt... Pentru că așa, să știi că sunt oameni care nu se testează, care sunt simptomatici și care umblă tot așa. E același lucru. Părerea mea că trebuie să avem mai multă încredere... Eu vreau să vă întreb încredere... pe voi doi, fiți atenți că îmi permit domnilor, doamnă și domnule profesori, vă pun o întrebare care nu s-a pus în presa română niciodată, cel puțin după știința mea. Și credeți-mă că am o știință bine pusă la punct, măcar la capitolul presă, audiovizual. Întreabă-ne. Doamna Pop, domnul Imbri, cine face în opinia dumneavoastră anchetele epidemiologice pentru fiecare, atenție, 600 de cazuri în ultimele 24 de ore, înseamnă 600 de anchete epidemiologice, ieri 500 și așa mai departe. Înseamnă că în ultimele 48 de ore au început 1100, aproape 1200 de anchete epidemiologice, pentru că ăștia sunt pozitivi. Cine le dar face, domnule? Dar de ce numai atâtea? Poftim? Dacă sunt 600 de infectați, de ce numai atâtea? De ce numai 600? De ce numai 1000? Pentru că fiecare din ăia care sunt am pozitivi... Am spus 1000, Monica! Știi că așa cum tu nu greșești la ochi și cum domnul profesor nu greșește... Eu nu greșesc la vorbe decât foarte rar. Am spus așa, în ultimele 48 de ore, oficial în România au fost raportate 1100-1200, more or less, cazuri noi de infectare cu COVID. E bine? 617 plus 555.
fac 1170 nu mai știu cât. Două zile, dar eu continuu să întreb cine sunt ăștia, adică sunt și cei care au fost ieri. Nu mă interesează cine sunt ăștia, eu îl întrebam pe domnul Imbrici, întrebam pe tine. Cine face, nu, domnul Imbrici, cine face CDSP-ul pe planetă, pe planeta pe Terra, poate face în România niciun caz. 1100 de anchete epidemiologice în 48 de ore să le demareze, pentru că ăștia pozitivi au neveste, au mătuși, au amante, au colegi de serviciu, au oameni pe metrou. Tudor, să știi că ăștia 600 sunt în toată țara și există epidemiologi foarte, foarte bine pregătiți. Și pentru mine, nu numai acum, am spus întotdeauna lucrul acesta, pentru mine, medicul epidemiolog este o piesă din aur și consider că nu trebuie să existe spital pe fața pământului care să n-aibă epidemiolog. Bine. Asta este puțin înțeles de domnul Imbrici, vă rog să-mi spuneți și punctul ăla. Domnul Imbrici, spuneți-mi și punctul ăla de vedere. Ancheta o face DSP-ul cu epidemiologii lui. Nici într-un caz nu o face spitalul. Ca atare, sigur, deci și să știți că vorba Monicăi, nu se poate face față în toată țara. Ia gândiți-vă puțin că din 614 cât au fost de ieri până astăzi, se pare că vreo 100 și ceva sunt în București, restul sunt în toată țara. Da. Sigur că ancheta epidemiologică o să vi se pară un lucru îngrozitor, dar să știți că, cum zice Monica, epidemiologii noștri, nu că ar fi ai noștri mai tari ca oricine. Gândiți-vă puțin ce anchete epidemiologice au fost instruiți și sunt educați și instruiți să facă când vorbim nu doar acum mai COVID-ul, dar nu de COVID e vorba, când vorbim de sifilis, când vorbim de bolile transmisibile, de TPC și așa mai departe. Oamenii își știu meseria. Deci s-ar putea dovedi. Da, am înțeles. Ultima întrebare la care aș vrea să am un răspuns ca să-mi fac și eu, măcar pentru mine, dacă nu pentru cei de acasă, sau măcar pentru cei de acasă, dacă nu pentru mine. Câți epidemiologi estimați că sunt în capitală, domnul Imbri? În capitală nu știu cât sunt, dar la mine în spital sunt 2. Perfect. Și este unul dintre cele mai puternice spitale în domeniu. Da? 2. Hai să zicem că ar fi vreo 50, că ar fi vreo 100. Hai să zicem că ar avea 100. Bineînțeles că n-au. Bucureștenii n-au 100 de epidemiologi și asta pun capul jos. Pe linia asta de tramvai îmi pun capul. Monica! Asta depinde de manager. Nu, ascultă-mă puțin, ascultă-mă un pic. O anchetă epidemiologică și vorbește un gazetar care știe la nivel de detaliu ce e anchetă epidemiologică. Nu se face în 4 ore. Se face în foarte multă muncă și foarte multe zile. Să vezi pe unde a umblat, cu cine a luat contact, să-i chem pe ăia, să vezi dacă ăia au luat... Și așa mai departe. Dacă puțin, ieri... Tudor, că depinde... Deci ancheta nu înseamnă întotdeauna exact ce înseamnă cuvântul anchetă. Suntem foarte multe ori declarațiile celor pozitivi care spun singuri cu cine au luat contact și să știi că sunt situații în care au spus și nu s-a dus nimeni. Perfect. Să mai spun o dată, ultima frază, mai spun o dată. Ăla pozitiv ce a făcut? A declarat corect cu cine a venit în contact și cu cine stă și de cei care ar fi trebuit să meargă nu s-au dus niciodată să întrebe acasă la el. Păi draga mea Monica Pop, dragul meu profesor universitar Monica Pop, aia e miștocăreală. Aia este bătaie de joc la adresa a 18 milioane de români. Dacă eu pozitiv mă duc la domnul Imbri și îi spun, domnul Imbri, am luat legătura cu Alex, director de imagine, am luat legătura cu Teddy, producătorul emisiunii, am luat legătura cu sunetistul. Și pe hârtia mea ăla micționează, o rupe, o aruncă și nu face niciun control, nu se mai numește anchetă epidemiologică, se numește miștocăreală. Da, nu. Să știi că Emil are foarte mare dreptate. Același lucru trebuie să fie făcut la HIV, la sifilis, la hepatită. Păi da, știi cum? Departe. Evităm să lămurim, deși sunteți două somități, evitați, nu înțeleg de ce, să lămurim măcar puținul public care se uită la emisiunea mea modestă. Dar nu evităm absolut deloc. Nu se poate, Monica, ascultă-mă. Nu se poate să ai 100 de cazuri în capitala României de nou infectați și tu să spui poporului că ai făcut anchetă pentru toți 100 pentru că îi minți, neprostește pe noi echipa medicală de la DSP. Dar ministerul se gândește să scoată locuri la epidemiologie și să fie epidemiologi, că spun încă o dată, e una dintre specialitățile principale și nu poate un spital bine, să am încercat, fără. Monica, eu mi-am făcut datoria și am încercat să fiu corect cu cei de acasă. Dacă n-am niciun pic de sprijin de la nimeni, pentru că din punctul meu de vedere, poate pueril, poate, nu, sigur neștiutor de carte, nu poți face anchetă în fiecare zi în mod corect și eficient ca să previi răspândirea COVID, cu epidemiologii pe care îi avem, extrem de valoroși, dar extrem de puțini în țară, și tu ai 1000 și ceva de cazuri în 2 zile. Pe asta înseamnă 1000 și ceva de anchete. Tudor, îți spun
încă o dată, ancheta epidemiologică se bazează pe declarația pozitivului. Clar. Și dacă ăla nu spune că s-a întâlnit, că are și el o întâlnire care nu trebuie știută și așa mai departe, sunt tot felul de posibilități. Oricum, păi atunci, draga mea, atunci ce rost mai are ancheta păcatele mele dacă ăla, păi ca să-și are, protejeze? Are, nu are, te supăra, Monica. Ba, da, pentru că dacă ăla a venit în contact cu 10 persoane și măcar 6 din 10 le spune, și tot e ceva câștigat, nu-i normal. Monica, vreau să spun, fără să ne supărăm și fără, cum să știi că te prețuiesc foarte tare, o anchetă în care ăla își protejează relația extraconjugală nu mai este anchetă, e o miștocăreală. Acum o să umblăm și la... N-avem ce face. Fiecare. Păi atunci ce rost are? De ce rost are? De ce îl mai pune pe ăla să semneze dacă ăla își protejează cum a făcut irresponsabilul ăla, care acum am înțeles că e în proces și a infectat tot Girota. Un spital întreg Girota infectat de unul care n-a vrut să spună el cu cine a fost, unde a fost. Vreau și eu să văd ce pățește el și încă o dată. Nu știu. Atâtea. Poftim? Mai copii, că sunt mai bătrân. Da, domn profesor. Da, domn profesor. Până voi vă certați, lăsați-mă să vă zic și eu ceva. Vă rog. Deci, în mod normal, ăștia 600, dacă știi de ei, ăștia îi izolezi. Dacă ai avea o legislație care să-ți permită să îi izolezi, dar nu mai ai acum legislația pentru că ăștia 600, pot să zic că, dom'le, eu nu vreau să stau în spital. Și odată izolați ăștia, declară, și nu că declară, toți contactii cu aceste persoane află că unul cu care s-a întâlnit ieri este deja internat, este declarat pozitiv. O parte din contacti vin singuri, așa cum vin și acum, ne trezim la poarta spitalului, netestați încă de DSP, vin și spun, să știți că noi suntem contact cu cel internat la dumneavoastră ieri, vrem și noi să vedem ce este cu noi. E adevărat, nu sunt mulți, dar sunt suficient ca să te pună pe gânduri, să zici, dom'le, chiar sunt și responsabili în țara asta. Așa este și... Monica, nu se aude telefonul tău bine, fă ceva. Bine. S-a încins. Așa, scuze. Acum se aude. Acum te auzim, zi. Da, bine. Domnule Imbri, până asta nu v-am auzit, eu sau nu ne-ați spus cum vi se pare... Drama de imagine, e o dramă de imagine deocamdată, cimitir de 1,5 milion de locuri de veci în sudul Africii pentru... Știu ce a spus. Știți ce este paradoxal? Noi n-am avut de la început, să zicem, nu toți, vorba doctoriței Poc, nu toți. Au fost spitale care au avut, spitale de boli infecțioase, dacă nu aveau echipament, nici nu trebuiau să existe. Dar nu toate spitalele au avut echipament. Deci noi la început n-am avut echipament, în schimb, după 4 luni de zile de-abia au început să se înmulțească cazurile. Ăștia alți de care vorbiți dumneavoastră încă n-au 1,5 milion de morți, dar au început să sapă gropile. Deci e o chestie care pare paradoxală, pentru că pare de-a dreptul debusolantă și demobilizatoare. Adică tu n-ai încă decesele, dar pregătești gropile, păi înseamnă că sistemul tău de sănătate chiar este la pământ, înseamnă fix că tu așa, numizezi. Bravo, da? Fix așa stau lucrurile. Rămâneți un minut alături, un minut, 30 de secunde, un minut, domnilor, doamnă și domnule profesor, alături de noi, vreau să vă arăt imagini din Belgradul de ieri, v-am arătat și alaltăieri, alaltăieri a fost puțin, alaltăieri au încercat să intre în Parlament, erau vreo 1,000 și ceva, 2,000 care au forțat intrarea în Parlamentul Republicii Sârbe. Azi noapte a ieșit Puhoi de oameni, a ieșit puhoi de oameni pe străzile capitalei Serbiei, ciocniri violente cu poliția, Vucic, președintele lor, se gândește să retragă, ridică știrea puțin și dă play, că este imagine în ea. Președintele acum discută în celula de criză, un fel de CSAT al lor, suspendarea stării de urgență. Acestea sunt imagine, lasă și sune dacă au tedi. Imagini din capitala Serbiei. Are o oră și ceva, dă cu cursorul mai încolo, plimbă-te cu cursorul pe știre, Teddy, ca să vadă lumea, sări așa în direct cu cursorul, uitați-vă, dă-i și ia, uitați-vă, cordoane de poliție, jandarmerie, este, uitați-vă, este o imagine care arată Belgradul noaptea trecută. Domnul Imbri, ce să înțeleagă, toată lumea a văzut știrea aceasta comentată, noi o să lăsăm imagini, vă dă Teddy, uitați-vă, din această oră și jumătate filmată la Belgrad, vă selectăm imagini. Domnul Imbri, ce să înțeleagă omul de rând în România
când vede că prietenii și vecinii lor de alături de aici, la 700 de kilometri de noi, la Belgrad, au ieșit pe străzi cu zecile de mii să protesteze împotriva stării de urgență reintrodusă în Serbia de către președinte. Păi cred că omul de rând de la noi trebuie să priceapă din chestia asta un lucru elementar pe care îl poate pricepe și omul de vârf și omul de rând. Că la noi e mai bine decât în Serbia, da? Da. Pentru că la noi încă, da? Și niciodată, de fapt, n-a fost atât de strâns și de dramatic, da? Și încă la noi nimeni nu a reușit să inflameze atât de mult pe cei care se pot inflama spontan. Doamna Pop! Da. Vedeți și astea imaginile de la Belgrad, nu vreți să le comentăm împreună? Domnule, eu vreau să spun că am considerat și consider în continuare că starea de urgență este o exagerare și că oamenii se pot proteja și fără starea de urgență și acest lucru sunt convinsă că e perfect posibil. Poate că trebuie abordat altfel, abordată altfel comunicarea cu oamenii. Eu sunt convins că ei înțeleg și numai că știi foarte bine părerea mea, atâta timp cât decidenții vin și fiecare spune altceva despre același lucru, sigur că scade credibilitatea. Trebuie să fii credibil și tot ceea ce faci să ajungă la sufletul oamenilor și ei să înțeleagă că trebuie să facă într-un anumit fel și nu altfel. Mulțumesc, Monica Pop, mulțumesc domnul Imbri, doi profesori universitari care au avut eleganța și înțelepciunea să vă spună ce cred domniile lor despre ce se întâmplă cu valul 2 sau cu posibilul val 2 în România. Rămâneți alături de noi, oameni buni, după 2-3 minute de publicitate, promit solemn că vă arăt un bon fiscal în exclusivitate. Dă-mă și pe mine în cadru, bagă, apasă pe ca... Așa, mersi mult. Cum să vorbesc? Deci, un bon fiscal vi-l prezentăm în exclusivitate, care ne determină să înțelegem toți românii, de ce trebuie să ajutăm turismul românesc, să nu mai plecăm prin ale cotloane ale lumii și să ne facem vacanțele pe litoral, pe Valea Prahovei sau oriunde în minunata noastră republică. Un bon fiscal, vi-l arăt! Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, bonul fiscal pe care vi l-am promis. Știți că tot ce promit mă țin de cuvânt. Bonul fiscal știm de la ce mare cârciumă din Mamaia, moare, restaurant mare, pe dracu în patru, de 2 lei. O cârciumă oarecare în Mamaia. Ca să susținem turismul românesc, că îi spuneam lui Corina Martin și le spuneam pe la toți, lui Pascu și la băi, spuneți-le bă operatorilor, că nu se mai spune cârciumar, operatorilor. Bă, nu vă bate joc anul ăsta dacă nu vreți și vă întrebați de ce pleacă românii în Grecia, Bulgaria. Uitați-vă, vă dau un exemplu cum trebuie noi, prostimea, să susținem pe ei cârciumarii. O lipie, 7 lei. Două salate mixte. O salată mixtă înseamnă așa, jumate de roșie, jumate de castravete, jumate de ceapă. 25 de lei o salată. Da, n-am greșit deloc. 250 de mii de lei vechi, o salată, de-aia, un castronel de la mic cu jumătate de roșie, jumate castravete, jumate ceapă, și jumate de ardei gras. 500 de mii de lei, adică 50 de lei, două salate. Avem bonul fiscal. Și, bineînțeles, o omletă mixtă, omleta se face din două ouă. 20 de grame de șuncă și 20 de grame de cașcaval, cât credeți că l-a taxat pe necăjit, pe turist? 35 de lei. Mergem la tablă. Hai, Alejandro, hai cu mine, să zicem așa imediat. Deci, una lipie, 7 lei. Două salate, 50 de lei. Ce ai făcut, Bobiță? 50 de lei. Una omletă, 35 de lei. Total, 92. 92 de lei, un mic dejun la mare. Și Alex, directorul meu de imagine, zice așa, băi, pune mă și șezlongul, mă, Tudore. Corect, bă. 100 de lei, șezlongul de persoană pe zi, șezlong, ori 7 zile, bă, ca să vedeți ce popor de proști suntem. Bă, ce popor de proști. Deci, 100 de lei șezlongul, ori 7 zile, ce credeți că face total povestea asta? Adică un mic dejun și un șezlong pe zi? Fix! 14 milioane, 1400 de lei,
Cât este tichetul de vacanță pe care îl dau înțelepții neamului numai la bugetari? M-ați înțeles? Deci bugetarii, bine, pe banii noștri ai tuturor, primesc un tichet de vacanță care înseamnă fix un șezlong și un mic dejun la mare. La Mamaia, mă. Pe cine avem în direct, Edi? Domnul Părhălescu, prietenul meu, bă, dar nici nu trebuia să-l sun pe Cristi, Cristi n-are nicio vină. Zi-mă, Cristi, cum e? Te rog eu frumos, Cristi. Cum e, tată, să dai 92 de lei, fii atent, Cristinele, 92 de lei pe omletă, două salate și o lipie la Mamaia, mă, băiete? Păi, hai să vedem așa, în primul rând. Nu s-au dat tichetele de vacanță. Dă-le dracu, Doamne, iartă-mă că nu de-alea vorbesc. Nu mă duce, Cristi, ești prietenul meu, te respect, nu mă duce cu preșul. O omletă de mic dejun, două salate de-alea, știi de care zic, ceapă roșie, castravete. 50 de lei două de-alea și o lipie 7 lei. Zi tu cum să ajut eu și alți 18 milioane ca noi turismul românesc. Hai să spun un lucru, sincer, cine vrea să ducă Mamaia Nord la o plajă de genul ăsta să dea banii ca să-și facă poză cu bonul respectiv, e reclamă gratuită, e perfect. Hai să ne ducem în sudul litoralului să vedem unde este 6 lei berea, 10 lei șezlongul, despre alea n-aud vorbindu-se. Eu aud tot despre aberațiile, că a găsit nu știu cine un apartament cu 1000 de euro pe noapte. Păi să ne ducem și la alea de 50 de lei pe noapte. Păi da, mă, dar 100 de lei șezlongul, stai puțin. Stai puțin, Cristi, 100 de lei șezlongul pe zi, în Venus, în Saturn, în Capa Aurora, în alea, ți se pare în regulă? 10 lei, nu 100. A, 10 lei, 10 da. Lei. 10 lei, da, așa, da. 10 lei, așa, da. 10 lei. La, în Constanța, pe plajă, este... În momentul în care te duci pentru o zi 20 de lei, în weekend de 25, iar dacă spui vreau să vin 7 dacă zile, tu fii atent, îți dau voie, Cristi, îți dau voie să faci reclamă nemascată direct. Mă duc eu la CNA și plătesc amenda. Zi-mi și mie un loc. Că mă întreabă Teddy în cască, mă întreabă producătorul. Unde e, mă, 10 lei pe litoralul românesc cu un șezlong? Că mă duc și eu. În Saturn și în Mangalie. Bine, mergem până la guvern. Stai puțin, Cristi. Cristi, trebuie să mergem până la guvern și mă întorc la voi. Transmit un mesaj foarte serios. Creșterea numărului de cazuri, creșterea numărului de persoane diagnosticate pozitiv, trebuie să ne pună în gardă și vă solicit fiecărui ministru să sunați mobilizare generală în ministerele pe care le conduceți. Toate ministerele care sunt implicate în bătălia anti-COVID trebuie să fie mobilizate la maximum și să utilizeze toate instrumentele legale aflate la dispoziție pentru a putea reduce numărul de persoane infectate. Mesajul pe care îl transmit este foarte simplu. Marea majoritate a cetățenilor sunt corecți, se protejează, respectă regulile de protecție sanitară. Din păcate, avem o sumă de agenți economici, de instituții și de cetățeni, care poate și datorită unei campanii de agresivitate fără precedent de negare a virusului și de nesocotire a pericolului, au ajuns în situația de a ignora regulile pe care le-am stabilit. Transmit un mesaj simplu, fără menajamente, fără milă față de cei care încalcă legea și care încalcă regulile de protecție sanitară. Toate instituțiile cu atribuții de control trebuie să fie mobilizate în teren și să controleze la sânge peste tot unde trebuie respectate reguli, respectarea acestor reguli și să dicteze toate sancțiunile legale împotriva celor care încalcă regulile. Vreau să se înțeleagă foarte clar că toți agenții economici, toți actorii instituționali care sunt obligați să organizeze activitățile într-un mod reglementat, sunt responsabili pentru modul în care asigură respectarea acestor reglementări stabilite prin lege, hotărâre de guvern, ordine de ministru, hotărâre ale Comitetului Național pentru Situații de Urgență.
De asemenea, solicitați raport zilnic din partea fiecărei instituții de control privitor la personalul aflat în teren, mai scoteți-i din birou pe cei care sunt obișnuiți să stea pe la birou, toată lumea care are atribuții pe teren. Raport zilnic privitor la controlele efectuate, situația descoperită în teren, măsurile dispuse pentru remedierea situațiilor, sancțiunile dictate de organele de control pentru nerespectarea normelor de protecție sanitară. Sigur că toate instituțiile cu atribuții de control trebuie să asigure controlul respectării legislației și în alte domenii. În acest moment, prioritate zero este controlul respectării normelor de protecție sanitară. Peste tot. În transportul public, în metrou, la locul de muncă. Și vreau să începeți cu instituțiile pe care le conduceți. Am avut surpriza să constat că sunt funcționari care nu respectă regulile. Frumușel, de 2-3 ori pe zi, trimiteți oameni din echipa de control care să verifice respectarea regulilor. Cine nu respectă regulile de protecție sanitară, sancțiune disciplinară și chiar amendă. Dacă e necesar, puteți apela la poliție. Domnul ministru Vela vă poate sta la dispoziție, pentru că, în primul rând, noi trebuie să respectăm regulile. În al doilea rând, aveți grijă la relația cu cetățenii. Fie că e vorba de ANAF, fie că e vorba de AJOFM, fie că e vorba de orice instituție care are interacțiune cu cetățenii români pentru acordarea unor drepturi, pentru furnizarea unor servicii, trebuie organizate regulile stricte de respectare a regulilor de protecție sanitară în interacțiunea cu beneficiarii diferitelor drepturi și servicii pe care le oferă sectorul public. Societățile comerciale aflate în subordinea ministerelor, de asemenea, trebuie să impună o disciplină strictă și, repet, toți actorii instituționali din zona privată și din zona publică trebuie aduși alături de noi în acest efort de stăvilire a răspândirii virusului. Prefer să izolăm virusul decât să ajungem în situația să izolăm pe români sau, Doamne ferește, să fim izolați de alte țări din Uniunea Europeană ca urmare a creșterii numărului de cazuri. Sâmbătă am convocat cu domnul ministru Vela conferința cu prefecții și cu toate instituțiile de control și celelalte instituții care sunt implicate în bătălia anticovid și vom stabili foarte clar modalitatea de acțiune în teren, astfel încât să știm că activitatea de impunere a respectării regulilor se va desfășura cu aceeași intensitate în toată țara, în toate județele și în toate localitățile. De asemenea, voi solicita o întâlnire cu reprezentanții administrațiilor locale, Asociația Municipiilor, Asociația Orașelor, Asociația Comunelor, pentru a discuta de implicarea administrațiilor locale în respectarea regulilor. Pentru că este foarte important să avem alături de noi, v-am spus, toți actorii instituționali, din public, din privat, companii, patronate, toți aceia care pot să transmită mesaje de respectare a regulilor, trebuie să fie implicați în acest efort de a opri cât mai repede creșterea numărului de cazuri de persoane infectate. Trecând la problematica economică, domnul ministru Boloș, de la instalare am promis românilor că ducem gazul românesc în casele românilor. Și a cam trecut ceva timp de când ne străduim să punem la punct programul de înființare a distribuțiilor de gaz în localitățile în care nu există distribuții de gaz. Care este situația în momentul de față, domnul ministru? Domnule prim-ministru, pot să vă informez că începând de ieri avem aprobarea oficială a Comisiei Europene pentru racordul la rețeaua de gaze naturale, la rețeaua de distribuție a gazelor naturale și așa cum ne-am luat angajamentul... Domnul ministru, acordul scris
sau acordul verbal. Este decizia 4460 din 7-a 7-a 2020, care ne-a fost comunicată în cursul zilei de ieri a Comisiei Europene, în cadrul căreia se precizează că avem această aprobare oficială. Deci România, începând de ieri, poate să deruleze programul național de racordare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale pentru toți cei care urmează să fie beneficiari. Când veniți cu actul normativ în guvern? Suntem la ultimele detalii ale proiectului de ordonanță de urgență. Eu sper că la proxima ședință de guvern să vă putem prezenta pentru aprobare. Așteptăm la ședința de săptămâna viitoare proiectul de act normativ și în funcție de adoptarea proiectului de act normativ puteți face o estimare a momentului de lansare a apelului de proiecte? Deci noi suntem pregătiți în funcție de cum veți aproba ca în jurul datei de 1 august să putem lansa oficial ghidul solicitantului și să putem să primim primele cereri de finanțare pentru cei care urmează să își depună aplicațiile de finanțare. Bine, vă mulțumesc. Domnul ministru Ștefan și cu domnul ministru Vela. Ne-am angajat că tratăm cu promptitudine toate solicitările venite pentru plata despăgubirilor, pentru pagubele provocate de inundații. În ce situație suntem? Da, domnul prim-ministru, vă putem informa că astăzi dorim să introducem pe ordinea de zi suplimentară a ședinței de guvern un proiect de hotărâre de guvern privind alocarea unei sume de 327 de milioane de lei din fondul de intervenție pentru 1211 obiective și din 23 de județe. Deci așa cum ne-am angajat, suntem pregătiți să venim în sprijinul cetățenilor și primarilor și OAT-urilor. Deci, pentru câte județe? 23 de județe. Vă pot enumera dacă doriți: Arad, Bihor, Botoșan, Brașov, Buzău, Constanța, Covazna, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Mehedinți, Olt, Prahova, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea. Bine, mulțumesc. Doamna ministru Alexandru, și legat de despăgubirile pentru gospodăriile individuale afectate de inundații, va trebui activitatea este în plină desfășurare. Știu că am adoptat hotărârea de guvern, dar rugămintea mea este să... Da, am adoptat-o acum 2 săptămâni. Suntem în plină activitate alături de prefecți pentru a avea toate documentele procesate, dar se întâmplă deja în timp ce noi vorbim să se acorde ajutorul corespunzător celor afectați de inundații. Mulțumesc, doamna ministru. Domnul ministru Tătaru, am luat decizia să vă fac o vizită săptămâna viitoare luni. Vreau să convocați colegiul ministerului și, de asemenea, cred că ar trebui organizată și o videoconferință cu directorii direcțiilor de sănătate publică pentru a pune la punct mai în detaliu planul de intervenție. Da, o să pregătim pentru luni. Și între timp pregătiți toate măsurile necesare pentru a face față oricărei situații. Suntem în analiză și suntem pregătiți. Bine, mulțumesc, domnul ministru. Trecem la ordinea de zi. Dacă aveți propuneri de introducere a unor acte normative pe ordinea de zi suplimentară, domnul ministru Boloș. Domnule prim-ministru, vă rugăm să fiți de acord cu introducerea... Vă întrerup un pic. Știu că solicitați-mi și acordul pentru trenurile tehnologice. Da, le-am omis din... Am primit aprobarea și pentru achiziționarea trenurilor tehnologice. Da, este în cadrul aceleași decizii pe care a emis-o Comisia Europeană. Avem aprobarea pentru trenurile de lucru
care sunt destinate pentru CFR infrastructură, în urma că achiziția acestora se are în vedere ca ritmicitatea lucrărilor de reabilitare pentru ceea ce înseamnă linia de cale ferată să fie simțitor schimbată și să putem aduce un plus de valoare. Ca să le explic colegilor despre ce-i vorba. Comisia Europeană consideră transportul feroviar ca un transport prioritar a fi dezvoltat. Transportul feroviar conferă siguranță, confort, viteză în deplasare și de asemenea este prietenos cu natura. Este considerat un transport ecologic. La ora actuală, rețeaua de cale ferată se află într-o situație critică. Avem aproximativ peste 70% din rețea care este cu termenul depășit pentru reparație capitală, pentru refacție, cum se numește. Și n-a existat de-a lungul ultimilor ani aproape niciun fel de interes pentru modernizarea infrastructurii feroviare. Practic, aceste trenuri de lucru, trenuri tehnologice, sunt niște trenuri care le pui pe șine și după ce trece trenul, ai modernizat linia de cale ferată la standard de transport. Una din marile probleme care le avem și care afectează dramatic, inclusiv potențialul de dezvoltare economică, este faptul că transportul feroviar de marfă se derulează foarte lent din cauza restricțiilor existente, din cauza faptului că sunt peste 1000 de poduri și de podețe care au termenul de reparație capitală depășită. Durează foarte mult. Cantitatea care poți să o transporti pe infrastructura feroviară, care este profund afectată, este mult mai mică decât cantitatea pe care o poți transporta pe o cale ferată modernă. Și, practic, aceste trenuri tehnologice ne oferă un instrument formidabil de a crește foarte rapid numărul de kilometri reabilitați și de a putea moderniza infrastructura feroviară și visez să punem primul tren pe traseu spre Moldova, următorul tren pe traseu spre sud. Și de asemenea, că pe Cluj, Episcopia Bihor, am înțeles că lucrurile merg bine și în curând o să înceapă lucrările. Așa este și împreună cu trenurile de lucru avem și două trenuri de electrificare. De electrificare, categoric. Pentru, mă rog, sunt două perechi de echipamente de lucru pentru CFR infrastructură. După punerea, achiziția și punerea lor în funcțiune, lucrurile sper să arate altfel din punctul de vedere al kilometrilor de linie de cale ferată pe care îi putem reabilita și punem. Aici, domnul secretar de stat, vedeți ce faceți cu Vașaisa, autoritatea de reformă feroviară, care bate pasul pe loc de 4 ani de zile, nu e în stare să finalizeze o licitație pentru achiziția de material rulant modern. E păcat, vom pierde banii ăștia dacă nu se trezesc. Domnule prim-ministru, și astăzi am avut o discuție convocată de domnul ministru Lucian Bode strict pe această procedură. Aveam un comitetul tehnic de aprobat un studiu de fezabilitate în acest sens. Am făcut un grup de lucru care să ajute RF-ul în perfecționarea acestor documente, în așa fel încât să se poată accelera procedurile și să nu riscăm dezangajarea financiară europeană. Consultați-vă cu ANAP-ul, consultați-vă cu toți cei care au atribuții în domeniul procedurilor de achiziție și derulați, finalizați, de fapt, procedura în condițiile legii cât mai repede. Vă ascult, domnul ministru, vă rog și v-am întrebat. Vă rugăm să fiți de acord cu introducerea pe ordinea de zi suplimentară a proiectului de ordonanță de urgență a Guvernului privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de etichete electronice din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora. E vorba de categoria de persoane vârstnice de peste 75 de ani. De peste 75 de ani, am înțeles. Care și asta e finanțat din fondurile europene. Da, este din fondul european pentru sprijinul persoanelor dezavantajate. Indiferent de venit, peste 75 până de ani. În limita pensiei minime garantate în plată, toate
persoanele vârstnice urmează să beneficieze de acest Bine, program. De acord, domnul ministru. Al doilea proiect de act normativ, proiect de hotărâre a Guvernului privind aprobarea programului național Innotech Student, finanțat în cadrul programului operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competențe. Este... Asta e practic programul de startup pentru studenți, nu? Da. Da, 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 da. Este cuprins și în planul de relansare economică și este primul... De acord. Ce sumă alocăm în prima fază? 30 de milioane de euro și în funcție de solicitări... Posibilitatea de supracontractare. Urmează să facem supracontractare, să ajungem la 150 de milioane de euro dacă volumul de solicitări va fi în zona aceasta. Aici de vedem spiritul antreprenorial. Da. În rândul studenților. Și o notă de informare privind sarcina stabilită în ședința Guvernului din data de 25 iunie 2020 și referitoare la proiectele de alimentare cu apă și canalizare. E vorba da, de e conform discuției care cele 28 de aplicații de finanțare pe care ar mai trebui să le înaintăm către Comisia Europeană cu o valoare de peste 5 miliarde de euro și un număr de 2,5 milioane de populație afectată, pentru care... Urmează... Că spuneți în românește, 2,5 milioane de români nu beneficiază de conectare la rețeaua de apă și de canalizare din cauza unor baroni și baronași, cei mai mulți roșii, care nu au vrut să realizeze aceste proiecte. Sau cel puțin cât au avut guvernarea, nu au fost în stare să rezolve niciuna dintre problemele care există în derularea acestor proiecte. Așa reiese din statistica și din evidențele pe care le avem. Urmează să vă prezint detaliat și setul de măsuri. De acord, mulțumesc. Domnul ministru Popescu. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu un proiect de hotărâre de guvern de introdus pe lista suplimentară, proiect de hotărâre de guvern privind transmiterea unui imobil, clădire și teren aferent în cotă indiviză, proprietatea publică a statului, din administrarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, precum și pentru modificarea anexei 7 la hotărârea Guvernului numărul 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului. De acord. Domnul ministru Cățu. Domnul premier, permiteți pentru ordinea suplimentară de zi. Ordonanța urgență a Guvernului privind modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 60 din 2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului O Familie, O Casă, redenumit Noua Casă. Deci lumea cunoaște programul Prima Casă, Prima Casă, care a fost transformat în Noua Familie, O Casă și acum noi o să-i spunem Noua Casă. Am înțeles. Dar asta rezolvă toate problemele care existau și în advertențele, da? Bineînțeles, da. Și stabilim și mărirea plafonului pentru care se aplică TVA-ul redus. Da, vine în urma discuției pe care am avut atât cu cetățeni cât și cu cei care sunt implicați direct, sistemul financiar bancar și dezvoltatori. Și un alt proiect normativ, o ordonanță de urgență a Guvernului privind programul IMM Leasing de echipamente și utilaje, a fost în prima citire, prima lectură săptămâna trecută și acum aprobăm. De acord. Deci programul de garantare a leasingului de echipamente și utilaje pentru IMM-uri. Da. Derulat prin fondul de garantare. Da. Da. Mulțumesc, domnul ministru. Domnul ministru Ciucă. Domnule prim-ministru, vă propunem proiectul de act normativ hotărâre pentru modificarea și completarea hotărârii Guvernului numărul 1470 din 2005 pentru aprobarea regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale. De acord. Vă mulțumesc. Domnul ministru Oros. Dacă ți-a luat înainte, domnul ministru Ștefan. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord să introducem n-ai gulerul la tine, da. Pe lista suplimentară ministru. Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru completarea hotărârii Guvernului numărul 1188/2014 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Zootehnie. Practic, completăm
două articole, primul privind activitatea de reglementare și de avizare a activității de ameliorare, iar celălalt precizăm că pentru anul 2020 testele de genotipizare pentru screpii să se efectueze de către agenție gratuit în limita alocărilor bugetare cu această destinație pentru anul 2020. Domnul ministru, sper că suntem aproape de final. Deci am discutat referitor la posibilitatea de a aplica legea pentru medicii veterinari. Adică să clarificăm relațiile între medicii concesionari și pentru circumscripțiile concesionate și de asemenea să putem să alocăm sumele de bani la care au dreptul prin lege. Da, proiectul este iarăși în avizare. Dar fără passing shot-ul pe care l-am avut până acum, sper. Asta este și speranța mea și cu siguranță. Deci dacă nu se înțeleg ministerele avizatoare, solicitarea mea este să veniți cu actul normativ în guvern și vom decide împreună din punctele de vedere care este punctul de vedere corect. Da, așa vom face. Mulțumesc, domnul prim-ministru. Domnul ministru Ștefan. Domnule prim-ministru, dați-mi voie.